Vom păstra pe tablă numai această formulă a lui Stokes. Și vom vedea imediat importanța ei pentru înțelegerea fenomenului de difuzie. Deci forța de rezistență la înaintare este 3 pi eta 0 d înmulțit cu viteza. Dumneavoastră, practic acum cred că toată lumea a făcut cel puțin o ședință cu ecuația difuziei, inclusiv soluția numerică. Deci ecuația pe care dumneavoastră ați auzit-o este cuplată cu ecuația Navier-Stokes. Deci avem ecuația aceasta Navier-Stokes, nu mai scriu. De aici dumneavoastră obțineți câmpul de viteze V și de presiuni. Iar ecuația respectivă este, să spunem, d phi la dt este egal cu, dumneavoastră știți, producția lui phi plus difuzia lui phi. Dacă difuzia este omogenă, avem coeficientul de difuzie laplacian de phi. În aplicațiile dumneavoastră, producția se neglijează, dar vom vedea noi astăzi câteva cazuri interesante când trebuie să ținem seama de ea. Deci, aflați distribuția lui phi. Phi este o anumită concentrație. Iar derivata aceasta este derivata materială d phi la dt plus gradient d phi ori v egal cu d laplacian de phi. Deci dumneavoastră viteza aceasta o aflați din Navier-Stokes, o introduceți aici și de aici obțineți phi. Da? Ecuațiile nu sunt chiar cuplate, vom mai discuta asupra lor, dar asta faceți dumneavoastră la aplicație. Recunoașteți sau nu recunoașteți? Bun. Adică nu e bine, dar așa este. Important în acest caz este coeficientul de difuzie. Da? Coeficientul de difuzie este o mărime ce se măsoară în metru pătrat pe secundă. Și este practic o mărime de interacțiune dintre solut și solvent. Deci dacă viscozitatea sau densitatea sunt niște caracteristici ale materialului, să spunem intrinsic, difuzia se referă la deregulă, la răspândirea în spațiu și în timp, bineînțeles, a unui solut în solvent. Solutul ăla pot fi, de exemplu, celule, particule și așa mai departe, dar pot fi și domenii de același fluid care difuzează în același fluid. În medicină, de regulă, noi marcăm anumite celule, da? Sau introducem o substanță numită de contrast, după care se urmărește modul în care substanța respectivă difuzează în corp sau în domeniul de interes. Deci ăsta este principiul. Da? E bine, acum, cum se poate defini, adică care este semnificația coeficientului de difuzie? Și este foarte interesant cum Einstein a rezolvat această problemă. El, de fapt, trebuia să calculeze un fel de mărime, un diametru unei molecule de zahăr. Cam asta era problema lui. Și el a plecat de la mișcarea browniană. Adică ce este o mișcare browniană? Se presupune că avem niște particule sferice. De asemenea, presupunem că ele se află la o distanță suficientă unele de altele ca să nu interacționeze. Da. Și datorită agitației termice, deci datorită temperaturii, dumneavoastră știți că aceste particule se vor deplasa pe o lungime, să zic, L mare 0. Da.
aleator. Bun. Cum a gândit Einstein această problemă? A luat această particulă, care a zis că este o sferă, da, și asupra ei, ea se va deplasa în fluid, cu o anumită viteză, însă asupra ei acționează o forță de rezistență la înaintare. Cine generează mișcarea particulei? Energia termică. Deci, aplicând un fel de principiu al conservării energiei, energia termică ce este aplicată trebuie să fie egală cu energia mecanică generată de forța de rezistență la înaintare. Presupunând, sigur, că nu ai alte forțe asupra particulei respective. Și atunci, ecuația va fi următoare. Energia termică este K teta, da? Energie termică, în K pe K este constanta lui Boltzmann, trebuie să fie egală cu energia mecanică, care înseamnă forța ori deplasarea particulei, adică 3 pi eta 0 dv denunțit cu lungimea L. În această ecuație, Einstein, care era o persoană foarte practică, a gândit și în felul următor. Ce mărim pot eu ușor să măsor? Dacă. De exemplu, temperatura. Asta poate fi măsurată. Pun un termometru în baia respectivă și poate fi măsurată. Ce mai pot eu să măsor? Păi pot să măsor viscozitatea fluidului. Da? Sunt acele metode, mișcarea Hagen-Poiseuille sau alte metode, inclusiv aceasta cu sferă căzătoare. Dacă măsor viteza sferei ca un diametru, am cu viscozitatea, deci în principiu pot să știu viscozitatea. De asemenea, pot să știu dimensiunea particulei respective. Sau, de exemplu, poate fi necunoscută, dar să zicem că pun eu niște particule a căror dimensiune este cunoscută. Ce măsor eu mai greu? Mai greu, vedeți, se măsoară viteza particulei. Ne gândim că suntem în anul 1900, da, lucrarea a ieșit în 1905. Deci îți trebuie o microscopie și imagistică bună ca să măsori vitezele acestor particule. Da. De asemenea, lungimile pe care ele se deplasează. Deci asta era numai treabă de achiziție de imagini. La vremea respectivă era la ochi așa. Te uitai, sigur, erau camere, dar destul de complicat. Nu era încă ușor. Și atunci el a spus că această mărime, produsul dintre viteza aceasta, denunțit cu lungime, definește coeficientul de difuzie. Vedeți? Metru pătrat pe secundă înseamnă metru pe secundă ori metru. Deci difuzia ce reprezintă? Difuzia reprezintă, practic, produsul dintre viteza de deplasare a unei particule demulțită cu lungimea. Coeficientul de difuzie poate fi mare dacă, de exemplu, lungimea este mare, chiar dacă viteza este mică. Da? Deci tu mergi pe o lungime mare, însă cu viteză mică. Sau poți să mergi pe o lungime mică cu viteză mare. Vedeți? Într-un, să zicem, proces dinamic. Deci acesta este coeficientul de difuzie. Deci dacă ne uităm, coeficientul de difuzie va fi cumva proporțional, având în vedere că aici avem o constantă, asta este o constantă, va fi temperatura teta supra viscozitate ori diametru de. Cu alte cuvinte, dacă temperatura crește, difuzia crește, da? Dacă viscozitatea în care difuzează solutul e mare, sigur că difuzia va fi îngreunată, difuzia e mai mică, și este clar că o particulă mică se strecoară mai repede decât o particulă mare. Deci iată că, plecând de la o soluție a ecuației în jurul unei sfere,
aplicând un principiu de conservare, Einstein, practic, a găsit o interpretare, în acest caz, a acestui coeficient de difuzie, care este valabil în asta, pentru mișcare browniană. Dar e vorba de principiu aici. Bun. Simulările pe care le-ați făcut dumneavoastră, acum, dumneavoastră ce ați făcut la laborator și la aplicație? Ați luat un cer, deci o suprafață plană. Aici, la mijloc, ați introdus o concentrație care difuzează în domeniu în funcție de anumită geometrie. Adică câteodată mai întindeți niște sectoare și dumneavoastră deviați curgerea și procesul difuziei în zona respectivă. Da? Deci ce ați făcut? Într-o mișcare 2D, ați cuplat ecuația de mișcare, care v-am spus necunoscuta este viteza V și presiunea P, ați introdus apoi viteza V în această ecuație și de aici obțineți, sigur, ca soluție, funcția mea fi în funcție de spațiu și de timp. Acest lucru la tot. Dar vedeți, nu ne-i. Noi, în următoarele cursuri, vom face o sinteză a soluțiilor analitice despre care am discutat. De exemplu, în ora trecută am discutat ca o metodă de a rezolva această ecuație, da? Ecuație mai simplă, fără termenul convectiv. Deci ecuația, să spunem, unidirecțională, care permite rezolvarea analitică a difuziei, este de fi la dt este egal cu d de 2pi la dx2. Deci o ecuație unidirecțională de difuzie. Și fără termenul convectiv. Adică termenul convectiv, asta ce înseamnă? Înseamnă că viteza aceasta este suficient de mică. Da. Asta înseamnă că numărul Reynolds este mic. Și dacă vă uitați în această ecuație, numărul caracteristic al ecuației difuziei poartă denumirea de numărul lui Becquerel. Numărul lui Becquerel, care reprezintă x0 pătrat supra d t0, în care x0 este unitatea de măsură sau scara spațială în care are loc procesul, t0 este scara timpului și d este fenomenul de coeficientul de difuzie. Da. De unde iese această mărime? Dacă se adimensionalizează această relație, deci în locul lui D, dumneavoastră puteți defini aici o mărime adimensională, este T supra T0, timpul real supra timpul de referință, X adimensional reprezintă X-ul real supra X0, le introduceți de aici timpul T, este T0 ori T adimensional, X de aici este X0 ori X adimensional, se introduce X și T aici și va apare dumneavoastră numărul lui Becquerel în față, ecuația fiind scrisă, numărim adimensional. Deci dacă numărul Reynolds caracterizează curgerea, numărul lui Becquerel va caracteriza procesul de difuzie. Și întotdeauna când se discută, fie un proces de mișcare, fie un proces de difuzie, dumneavoastră îl discutați în funcție de mărimea acestor parametri. Dar vom reveni asupra lor în curs. Deci avem această ecuație. Noi data trecută am spus că în ecuația respectivă putem aplica ca o primă metodă, metoda separării variabilelor sau o metodă a substituției în care folosesc o mărime nou definită, de exemplu Z, care ar fi, să zic, X supra
ca radical din D ori T, vedeți, înglobează ambele variabile și X și T, dacă vreți puneți 1 pe 2, aici, că așa se folosește. Și atunci, ecuația mea cu derivate parțiale va fi funcția mea fi, care inițial era o funcție de X și T, va fi acum un fi 0 de mulțit cu o funcție numai de Z. Iar ecuația aceasta cu derivate parțiale se va transforma prin această substituție în care într-o nouă variabilă Z adun atât variabila spațială cât și variabila temporală, ea fiind adimensională, nu? Pentru că se metru pătrat pe secundă, o secundă, se simplifică secunda, radical din metru pătrat este metru, metru pe metru este adimensional. Însă și acest caz îl veți face la seminar. Da. Și atunci ecuația cu derivate parțiale se va transforma într-o ecuație diferențială, e adevărat neliniară, vezi discuția care am avut în ora trecută, ce este liniar, ce este neliniar, și se poate rezolva. Însă, astăzi, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui proces cumva asociat difuziei, dar în lipsa difuziei. Deci, dumneavoastră, când aveți o astfel de ecuație, avem aici producția cantității phi, aici este difuzia cantității phi. Această funcție poartă denumirea de reacție, această parte poartă denumirea de difuzie. Deci foarte multe procese dinamice din sfera biologică implică pe lângă termenul de difuzie pe care noi l-am discutat anterior și cel de producție sau de reacție a cantității mele fi. De exemplu, un solut sau un număr de o concentrație de microbi sau de bacterii. Poate acest tip de ecuație, vedeți dumneavoastră, ca o aplicație în domeniul medical, este, îți dă, și o să vedem imediat de ce, creșterea celulei canceroase. Creșterea unei celule canceroase este descrisă de o ecuație de acest tip. Da. Și vom vedea noi care este explicația, de ce este așa. Bun. Haideți să analizăm puțin această ecuație. Aceste ecuații se cheamă o ecuație de tip reacție-difuzie. Le veți întâlni nenumărate ori, să știți că arată ceva de tipul acesta. Și ca să o avem puțin mai simplificată, vom fi fără termenul acesta de difuzie, adică vom lua numai că funcția mea este o funcție de timp. Da? Fără difuzie. Și acum vă pun o întrebare. A auzit cineva un nume? Numele respectiv este Malthus. Auzi cineva de acest nume? Teoria lui Malthus. N-auzi nimeni, nu? De exemplu, n-ați auzit chestia asta cu spaima, așa că o să murim de foame noi ca omenire? Nu? De unde pornește? Asta e teoria lui Malthus. El, dar fraza asta care vă spun acum, populația crește în ritm exponențial și resursa materială crește liniar. Ați auzit chestia asta? În sfârșit, eu am scris acum câțiva ani de zile o carte foarte interesantă pe care, sigur, nimeni aproape nu o citește.
dar eu consider că e cea mai bună creație a mea de final. Și anume, am asistat la un curs de filozofie și fiecare curs se denumea într-un fel. Da? După care eu am scris o carte de mecanica fluidelor, exact plecând de la titlul cursului de filozofie. Eu aș face cu dumneavoastră o experiență înainte de curs. Știți care ar fi experiența mea? Următoarea. Dom'le, v-aș întreba, ce știți voi? Să ne spunem un lucru pe care știu. Eu vreau să știu să desfund chiuvete. Ceea ce e puțin probabil. Da? Mi-a venit în minte așa că de dimineață m-am gândit o să desfund chiuvete. De la bani. Dar e puțin probabil. Sau să te întrebi ce te interesează. Zici ceva. Nu știu, să faci cafea. Să bei cafea. Nici asta. Adică, bă, ceva. Adică pe mine asta este, băi, vă o nebunie, da? Te-ai îmbătat vreodată? Ia uite, acolo se spune, de nenumărate ori. Ai vomitat? Adică ai vorât sau nu? Hai să discutăm acest fenomen. Și eu pot să fac tot cursul plecând de la chestia asta. Sau, de exemplu, cum sufli nasul. Nu știu, având în vedere taburile astea creștine din societatea noastră, eu aș pleca, de exemplu, de la corpul uman în baie. Când te duci, eu aș face tot cursul, un curs de când te așezi pe WC-ul până îți faci duș. Pentru că apar toate ecuațiile și toate procesele posibile. Da? Nu? Cum probabil bănuiți. Adică dacă noi nu ne înțelegem organismul nostru, da? Cum funcționează, cum să înțelege altceva? Nu credeți că e logic ceea ce spun? De exemplu, cum se creează lichidul lacrimal și cum îți acoperă ochii? De ce clipești? Foarte frumos. Bun. Deci ideea este felul următor. Teoria lui Malthus a zis ceva așa. Că populația în timp are o creștere de tip exponențial, știți că merge așa, și resursa materială, adică mâncărica, spunea el, el a zis chestia asta în jurul anului 1800. Crește liniar, așa. Și dacă pe la început umanității noi aveam mâncare destulă, cum vedeți bine, la un moment dat o să vezi că nu mai ai mâncare. Pentru că resursa asta crește eventual, dar mult mai, o derivată mult mai mică decât populația. Și asta este o criză alimentară globală. În anumite regiuni se întâmplă. Cum scriu eu matematic acest lucru? Vedeți? Asta este A. Nu și matematic, este așa. Hai să luăm asta cu populație. Populația crește exponențial. Asta ce înseamnă? Variația populației. Să zicem că populația nu este fi. Variația în timp a populației este de fi la dt. Nu? Asta înseamnă creșterea unei mărimi. Variația ei în timp, a zis Malthus că este proporțională ca fi cu numărul populației. Lucru care pare de bun simț. Dacă ai două familii, produci 4 copii. Dacă ai 10 familii, produci o groază de copii. Dacă ai 100 de familii, deci variația populației înseamnă derivată. Deci întotdeauna în limbajul ăsta pe care îl folosiți, băi, mi-a crescut sau mi-a scăzut sau s-a mărit sau s-a micșorat și așa mai departe, de fapt în limbaj matematic,
îți apare semnul derivate. Este derivata funcției respective. De ce veniți la curs? Explică și mie. Explică și mă din mai cald decât la cămin. E bun. Nu mai faceți greșeli de asta. Că picați la examen, vinovați. Vi la curs dacă te interesează. Nu te interesează, tu te dat. Pentru că eu nu permit, este lipsă de respect, pentru că pe mine mă enervează chestia asta și dacă mă enervează, simt că nu mai fac cursul bun, iar ăla care vrea nefericitul sau nefericita care vrea să mă audă, va suferi. Deci, din respect, nu pentru mine, că pe mine mă doare înșpiț de respectul tău, la o adică, ci respectul față de colegul tău. Înțelegi? Tu dacă nu vii la cursul meu, să zicem, ai făcut o opțiune. Dar dacă faci această opțiune, respectă-ți colegul pentru că astfel vei fi și tu respectat. Altfel nu vei fi respectat și prin consecință vei avea o anumită variație a personalității tale, dacă nu ești respectat. Și pot să-ți o arăt imediat cum este. Da? Care este soluția acestei ecuații? D fi la de T egal cu K fi. Cât este fi? Care este soluția? Haideți că suntem în mare minus. Care este soluția? Vedeți, asta este o altă problemă pe care eu o întâmpin. Practic, mă uitam și la colegii, sigur, acolo, câteodată mai zice unul, dar în general nu zice nimeni. Adică pentru dumneavoastră, eu în fel vă dau dreptate. Bă, ce-mi trebuie mie matematica? Adică eu dacă nu știu să o aplic, e ca acolo cu milițianul, știi? Zice ăla, bă, mi-a vorbit engleză, n-am știut să-i zic. Mi-a vorbit în rusă, n-am știut. Mi-a vorbit franceză. Și ce la ce i-a folosit că ăla știa aceleași toate limbile astea? Eu tot nu știu de pe român, nu știu să fac asta. Mai mai bine cu miliție. Da. Vedeți? Adică faptul că te orientezi în matematică îți dă ție posibilitatea să folosești matematica pentru a înțelege fenomenele respective. Altfel, de ce ai făcut o matematică? Pentru ce? Care a fost scopul matematic? Ca să agiți celulele în eclubetă și să te uiți la eclubetă și măsuri și tu acolo o distanță. Nu? Este cea mai simplă ecuație diferențială. Nu vedeți că φ este egal cu o constantă C1 de la KT? Nu se vede chestia asta. Nu? Ai d φ supra φ este egal cu K de T. Integrezi, ăsta e ln din φ este egal cu KT plus o constantă C, adică fie E la KT plus o constantă, adică C1 E la KT. Nu? Ce funcție derivată îți dă funcția? Nu era ca fost frumos, cum vă spunea profesorul de matematică de la Nicolașa. Nu? Și atunci îți dai seama că dacă creșterea de populație este proporțională cu populația, atunci altă soluție nu ai decât ca populația să-ți crească exponențial. De exemplu, gripa sau numărul de bolnavi. Are loc o epidemie, la început epidemia se dezvoltă exponențial. Dar pe urmă încetinește. De ce? Pentru că acest lucru este valabil în cazul în care populațiile nu interacționează. Adică ei sunt suficient de depărtate. În clipa în care interacționează cele două populații, această ecuație se modifică. Adică interacțiunea duce de regulă la limitarea creșterii. Pentru că îți dai seama că mai e cineva, trebuie să te gândești și să te păzești. Va începe și lupta pentru
supraviețuire, pentru mâncare, nu tu te duci, vânai așa, te duceai, fac, trăgeai cu arcul în cer și la un moment dat când te duci la vânat, mai vezi pe altul care era cu arcul. Deci, opa! Și vezi că ăla ți-n trage în cercul tău și tu rămâi frământ. Da? Deci încep aceste interacțiuni de regulă duc la scăderea populației respective. Și atunci a venit o altă teorie a lui Berghurst, să nu greșesc întotdeauna cuvântul ăsta, Berghurst, pe la 1830 cumva așa, care a spus, domnilor, datorită acestei interacțiuni, înseamnă că trebuie să am cumva aici și produsul lui fi cu el însuși, încă un termen pătrat. Și el a scris termenul ăsta 1 minus fi supra n, de exemplu. Vedeți? Este o altă ecuație. De data aceasta, ecuația este nelineară pentru că acest termen reprezintă interacțiunea populației. E bine, dacă se rezolvă această ecuație diferențială, care are și soluția analitică, dacă vă uitați la ecuații diferențiale pătrate, dacă nu înșel, sunt Bernoulli, dar vă uitați acolo. Soluția lui fi, presupunând că n este egal cu 1 și constanta C de integrare va fi 1, are această formă. 1 supra 1 plus e la minus kt. Este una din cele mai folosite funcții. Și vom vedea noi cum se cheamă imediat. Dar haideți să-i găsim niște valori. De exemplu, când t fiind de la minus infinit, fi la cât vine? Dacă t este minus infinit. Deci dacă t tinde la minus infinit, fi la ce tinde? La 0. Nu? Pentru că ăsta merge la infinit, deci merge la 0. Dacă t este egal cu 0, cât va fi fi? Cât e? 1 pe 2, nu? Dacă t e 0, ăsta nu e 1. Deci e 1 pe 2. Și dacă t tinde la infinit, cât este fi? Bă, unde e infinit, bă, la o placă, tată? 1. Păi cum vă explicați voi starea aceasta? Ia să vedem. Lăsăm la o parte creșterea populației asta. Adică treaba asta o făceați în clasa 11, adică bagâna cu ochii închiși. Că altfel nu promovați. Și aici stăm așa și ne uităm. Păi dacă mergeți în ritmul ăsta, când terminați facultatea, nu mai știți nimic. Pe bun. Nu mai zic de ecuații diferențiale ca astea. Vedeți? Adică cunoștința, domnule, trebuie să fie lucrativă. Te folosești de ea. Bun. Eu dacă fac această reprezentare, reprezentarea arată cam în felul următor. Aici este 1, aici este 1,2 și ea va veni așa, după care schimbă curcura și merge așa simplu. Asta se cheamă S-curve. Sau sigmoid. Sunt mai multe familii de astfel de curbe care sunt soluții ale ecuației diferențiale respective. Deci el ce zice Verbax? El zice în felul următor, domnule, la început, vedeți, dacă eu iau prima pandă,
Eu merg exponențial. Deci ar fi ca soluția 1 plus. Ăsta ar fi 1. Însă nu așa crește populația datorită interacțiunii între indivizi. La un moment dat se produce un punct de inflexiune și se produce o aplatizare a creșterii populației. De exemplu, se pare, noi ne dorim chestia asta, că populația globului a ajuns cam în această fază pe aici. Adică nu avem speranța că am trecut de punctul ăsta de inflexiune, pentru că dacă mergem așa exponențial, sigur, se pune capăt civilizației umane. Cam ce populație avem noi la ora asta, știți? 7-8 miliarde, ceva. Se spune că se va merge așa spre 10-11, poate aici. Și așa e mult. Vedeți, am intrat pe panta asta. Și atunci, cum se dezvoltă o gripă, de exemplu? Sau dumneavoastră faceți o cultură de bacterii, sau eu știu, de microorganisme. La început, ele cresc exponențial, când te uiți la microscop, pentru că centrele astea depărtate se umple și începe interacțiunea între ele. După ce începe interacțiunea între ele, dumneavoastră veți vedea că această creștere este asimptotică la un anumit nivel și rămâne acolo. Observați. Dar mai este, pe urmă, fenomenul, dacă veți vedea în continuare, dumneavoastră veți vedea că este în realitate o variantă ceva de genul acesta. Da? Asta e varianta 3, în care tu tinzi cumva asimptotic, dar de fapt ăsta este un maxim, după care te duci la un minim. Asta ce înseamnă? Înseamnă că această ecuație de aici este completată cu un alt termen, care este 1 minus fi supra o altă constantă R, deci se mai adaugă un termen, iar acest termen a fost adăugat de Ainley, A2 de L2 de L. El a studiat probleme de economie, de bursă și așa mai departe, dar este tot același tip de model. Iar acest termen de aici, suplimentar, vedeți, el ține, dacă mă înșel aici cu minus și aici cu plus, deci este fi pe M, minus 1, da? Acest termen ține seama de un fel de conștientizare a fenomenului. Adică asta este creșterea naturală, asta este încetinirea și modificarea creșterii datorită interacțiunii, iar aici este un termen care provine cumva din o gândire a acestui fenomen. El este puțin mai complex ca explicație. Însă prezența acestui termen duce la o soluție care, în final, după atingerea maximului, se duce către o valoare minimă, în particular, poate către 0. Și după aceea poți să crească? Poate. Dar dacă se schimbă ce? De exemplu, noi vom discuta în ora viitoare care este mecanismul creșterii tumorii. Tumoarea are tendința 2, naturală, adică fără terminul ăsta. Adică ea crește foarte tare la început, după care crește mai încet, atinge aici și dacă pragul ăsta este pragul letal, s-a încheiat viața. Tratamentul ce face? Când depinde aici, tratamentul, de fapt, nu este funcția asta. El este o funcție, un minus psi de munții cu fi. Adică psi ăsta este terapia. Înțelegeți? Canceroasă, faci minus, așa, adică încă un termen și atunci modifici soluția ecuației ca să scadă tumoarea.
vom mai discuta acest. De asemenea, pulbele astea sunt pulbele care dau ție calitatea informații sau modul în care o persoană învață. Când ești copil, înveți exponențială, adică ești foarte deștept, parcă ești deștept, pentru că acumulezi multe informații. Când ajungi pe la facultate, treci de punctul ăsta de flexiune și mergi așa până când te aplatizezi. Și cum rămâi, rămâi. Unul rămâne mai jos, unul rămâne mai sus, de cum a putut fiecare. Ai cunoștință. Și pe urmă, când ajungi pe la vârsta mea, încep să mai pierzi din activitatea neuronală. Vă dați seama că ecuațiile astea îți dau ție și evoluția neuronilor, dezvoltarea neuronilor și așa mai departe. Da? Încep să mai scazi. Ca și creștere. Știți că la bătrânețe, datorită tasării sistemului osos, noi scădem în înălțime. Deci la început crește exponențial, copilul crește exponențial, după care încetinește și ajunge la valoarea la 21 de ani, când se termină ciclul de creștere. Rămâi așa, dar pe la 50-60, mai ales în cazul fetelor, dacă nu se îngrijesc cu osteoporoză, atunci înălțimea începe să scadă. Nu drastic, că iarăși apare ciclul despre cum și se încheie. Dar așa nu știm deloc. Dar dacă te uiți la o persoană, vei vedea această evoluție în înălțime. Deci, practic, sistemele biologice, chiar din lipsa difuziei, au, să spunem, o reprezentare de acest tip a unei ecuații diferențiale, da, neliniare, în timp. Și eu zic că este bine să faceți acest asocier, pentru că aveți reprezentările respective imediat. Toate cele bune, ne vedem pe